Din 2004 încoace, Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul ne adună în jurul unei cărți sau mai multor cărți și ne propune să citim împreună. Campania Chișinăul Citește a ajuns la 18-a ediție, iar în acest an ni se propune să citim împreună. Țipă cât poți și citirea a doua, nu ultima. Și pentru că nu e ultima, vă mai spun și despre UF, cartea scrisă de Ionela Hatârcă pe care vă prezint astăzi. Există o sumedenie de cărți pentru părinții care așteaptă un nou membru în familie. Nu am auzit însă să existe o cărțulie pentru copiii care urmează să devină frați sau surori mai mari și au nevoie de un ghid, pentru că îi așteaptă foarte multe bucurii, dar și provocări. Și uite că Ionela Hatârcă vine cu acest ghid de conviețuire cu frații și surorile mai mici. Vine cu o grămadă de sfaturi despre cum să se comporte frații mai mari cu bebelușii, cu nou-născuții. Li se explică fir de păr ce așteptări să aibă și cum pot să depășească situațiile mai complicate. Li se spune de ce plânsul de fapt e bun și nu trebuie inhibat. De asta și îmi place această carte foarte mult. Eu și fetițele mele de 2 și 3 ani citim foarte multe cărți legate de inteligența emoțională, deci care dezvoltă inteligența emoțională. Și mi-au plăcut câteva capitole în mod special, vreau să le citesc pentru voi, așa că vă invit aici la măsuță. Va trebui să împart cu bebelușul tot ce am. Înainte să concepem eu și soțul meu al treilea copil, să știți că am făcut un sondaj în rândul tinerilor, copiilor care provin dintr-o familie cu doi și mai mulți copii. Eram curioasă să aflu, își doresc ei un frate sau o surioară mai mică? În 99% din cazuri, poate exagerez, nu 99, hai să zicem 80% din cazuri, răspunsul era nu. Și asta fiindcă exista o temere că vor trebui să împartă tot ce au ei, jucăriile lor, parfumurile, rochițele, în cazul fetițelor, cu surioarele mai mici. Și uite că aici Ionela Hatârcă vine cu un răspuns senzațional atât pentru copii cât și pentru părinți legat de împărțirea lucrurilor. Sunt eu obligat sau nu să împart tot ce am cu cel mic? Ia să vedem ce zice Ionela. Nu e destul că împărțim aceiași părinți, aceeași casă, aceeași baie și aceleași jucării? Ba da, e suficient. Dar așa sunt creați frățiorii și surioarele mici să vrea tot ce au cei mari. Dacă vei construi o casă din cuburi, ei vor încerca să se mute imediat în ea. Dacă pieptene o păpușă, probabil o vor dori chiar atunci. Dacă desenezi, vor avea nevoia acută de cariocile tale. Părinții te vor convinge să cedezi, deoarece ești mai mare. Dar tu ții minte secretul. Adulții procedează astfel pentru că se tem de plânsul micuților. Nu trebuie să faci nimic din ceea ce nu vrei să faci. Nu e nevoie să cedezi întotdeauna micului manipulator. Sunt tocmai 4 soluții din care poți alege. Te poți juca împreună cu el, îi poți oferi altceva în loc, îi poți explica frumos de ce nu vrei să îi dai chiar atunci jucăria dorită sau i-o poți oferi, dar numai dacă dorești. Regulă de aur din educația pozitivă. Nu îi obligați pe copiii voștri să împartă tot ce au. Și da, au unele jucării foarte importante pentru ei. Dacă vouă, părinților, vi s-ar spune, ia dați mașina sau cheile de la mașină cuiva, unui străin, împărțiți, că na, trebuie să împărțim tot ce avem. O să vă placă? Presupun că nu. De aceea și îmi place abordarea Ionelei Hatârcă în această carte. E plină de umor, în primul rând, se vorbește mai în glumă, în serios despre lucruri importante și atitudinea e una pozitivă, legată de parentingul conștient și de aceea eu recomand cartea, în primul rând, părinților să o citească ei. Vor descoperi multe lucruri interesante. De exemplu, de ce nu e bine să mintă și cum se trezește ei că mint, deși nu-și doresc asta neapărat. Imediat să găsesc capitolul. Să nu spui niciodată minciuni. Minciuna este cel mai urât lucru pe lume, zice mama încruntată, apoi se întoarce spre fratele mai mic care îi cere telefonul. Telefonul nu, l-a luat cuțul. Ce bun, îi laudă tatăl surioarei piureul de dovlecel, deși el nu l-ar mânca nici dacă i-ar da cineva bani pentru asta.
Injecția nu doare, îți spune bunica, în timp ce sora medicală pregătește seringa pentru vaccin. Nu putem pune desene animate azi la televizor, este numai fotbal. Pentru a fi mai convingător, bunicul se preface că butonează ceva la telecomandă. Toți te învață să nu spui minciuni și în același timp toți o fac, de parcă minciunile lor n-au nicio importanță. Uite, aici este despre dublele standarde care se întâmplă, se produc în foarte multe familii și de aceea cărțulia aceasta îți dă multe de gândit și cheamă la o schimbare, la o relație mult mai autentică, frumoasă, adevărată și plină de umor cu membrii familiei. Așa că vă recomand din toată inima, citiți, uf! O să vă placă, o să vă distrați de minune. Nu cred că e pentru copii mai mici de 5-6 ani, dar cred că, uite, pe la 5 anișori deja puteți să încercați să o citiți împreună, să discutați toate capitolele, să vedeți cum se simt frații, surorile mai mari în acest rol. Poate o să descoperiți anumite lucruri care îi deranjează chiar pe ei. Poate o să vă facă niște confesiuni. E un material de studiu foarte bun înainte de culcare, dar și la prima ora zilei. Asta chiar nu contează. Așa că vă las eu cu uf, îl găsiți în librăriile din Chișinău, hai să o citim toți împreună, pentru că da, Chișinăul citește și în acest an, în toți anii, tot timpul.